Închem cu muzica ediția de astăzi din cea mai bună dimineață. Doinel este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Pentru prima dată la noi! Exact, pentru prima dată, mă bucur. Dar pe unde alături. Ai umblat de n-ai mai fost la noi? Da. Cum de nu ne-ai găsit? Da. Nu v-am găsit. Păi, n-am fost invitat, acum dacă m-ați invitat, am venit aici. Spune-ne un pic despre tine. Ce pot să vă spun despre mine? De când, de când cu muzica? De vreo 3 ani. Așa? Bă, nu știu cum e asta, cum de obicei toți cântăreții se apucă de la, toți zic, domnule, de la 6 ani când, sau de când am început să fac duș. Dar mai sunt oameni ca și tine, de 2 ani, de 3 ani, așa, dintr-o dată, brusc. N-am avut timp să mă apuc mai devreme, că na, eu am acasă animale, mai exact, oi. Bravo. Și... Oi, bă, oi, bravo, lumea, bă. Bravo, câte oi ai? Ei, acum câteva, numai câteva, știi cum zic, ceva niciodată nu spun adevărat. Au vreo 100. Ei, 100. Zic câte ai și mai multe, după, multe, după facem noi mulțirea după aia. Da. Că am mai multe, să fie bine. În ce zonă stai? La Băcia. Foarte bine. La Băcia. Nașul îi face... Cu... Da, da, da. Vezi că nașul tăi cu acolcoile. Tot ce mișcă oaie în Băcia, da, ele cu veterinarul. Nașul Răzvan, nu? Aha, da, da. E nașul său. Deci nu mișcă nicio oaie, nimic fără el. Dar știu, dar ne cunoaștem. Dar nu mișcă oaie fără el. Deci da. Nu poate să... Dacă nu ne spui, tu le întrebi pe nașul câte, da, câte oaie nașul are. Îi spune el capetele, exact, cu tot. Bun. Da. Da. Și cum de te-ai apucat așa? Păi... Adică tu aveai, de fapt, talentul. Prima dată. Eram cu fotbal, eram nebunit cu fotbal. Și acum nu mai ești? Acum nu. Cu cine ții? Cu cine câștigă? Bun, alegerea corectă. Da, alegerea. La Băcea mai vreo echipă de fotbal. Da. Mai ești și acum. Și nu te-ai băgat acolo? Nu mai. Păi n-am trecut lista medicală și... Adică nu psihologic, cu lista medicală. Înțeles. Dar cum aia o coștampilă să rezolvă vista medicală acolo? Coaie. Coaie? Da. Nu, dar de unde ai vista medicală? De la veterinar. E bună? De la tot ce trebuie. Păi la țară mai ai pe nevoie și de medic din asta. Da, așa. Și cu muzica? Ți-ai și... dat seama că ai talent? De acolo, maică-mea, tot. Hai, bă, mamă, că tu știi să cânti. Da. Bravo. Încearcă, dă-i înainte cu tupeu. Bravo. Și foarte câte, bine, câte piese ai înregistrate? Am vreo 10. Bravo, super tare. Bravo, bravo, bravo. Da. Și cam ce gen? Banat, ardean sau ce? Deci mai exact, vin din marginea Sibiului, din Poiana Sibiului. Are acolo, acolo e tot, da, ce trebuie. Da. Și bine. Și oile ca lumea și muzica. Și brânza, da, și cașcaval și tot acolo. Da, pe lângă regiene, pe lângă învățite, pe lângă ăștia. Nu se face cașcaval la Sibiu? Se face, de fapt. Nu, ăsta vorbește de Schweizer, de din anii. Da. Doinel, ce ne cântați? Vă cânt o vârtită și o jeană. Așa să fie. Noi îți mulțumim, mulțumim, ne retragem, te lăsăm aici ca să te desfășori. Colegul, tu strânge aici, o luăm și pe fata din dotare cu noi. Te rog să mai filmezi o dată. Doinel, mult succes și te mai așteptăm pe la noi. Bravo, Doinel cu două piese tari. Thank you.
la 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 la. La 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 la